Neața. Este foarte, foarte devreme. 7 și 20 de minute. Deja sunt oameni în piscină. Azi este ultima zi de seară. Am avionul. Asta înseamnă că toată ziua să trebuiască să stau aici la piscină. Asta nu e rău. O să vă povestesc și ce nu mi-a plăcut în Dubai. Eu oricum vin de două ori pe an. Mie îmi place Dubaiul, dar sunt și lucruri micuțe care deranjează, în general legate de servicii. De ce trebuie să stau la piscină? Pentru că nu am unde să las bagajele. Nu există serviciu de luggage storage. Cine a care să păstreze bagajele? Este singurul hotel la care am fost eu vreodată, oriunde în lumea asta, care nu are acest serviciu. Dar hai să începem cu începutul. Ajungi în Dubai, în aeroport. Zborurile astea low cost aterizează pe terminalul 2. Dedicat pentru zboruri low cost. Bineînțeles că avionul te lasă foarte, foarte departe. Aeroportul este foarte mare. De la avion, întotdeauna e un autobuz. Au fost cazuri în care am mers și 45 de minute cu acel autobuz. Timp pierdut. După. A intrat în aeroport. La acel serviciu automat de check-out, unde te pui pe niște tălpi desenate, te uiți la un robot, pui pașaportul pe un mic ecran, mai mult de jumătate din pașapoarte nu merg. Dacă ai venit prima dată în Dubai sau dacă, nu știu, ai părul dat puțin pe față sau șapcă sau ai ochelari de vedere sau orice altceva, acel robot nu te recunoaște. Asta v-am zis, mai mult de jumătate din cazuri și trebuie să te duci la immigration. Acolo stai la niște cozi imense. Sunt, cred că, 20 de birouri de immigration, dar doar 2 arabi de ăștia care lucrează. Și stai la niște cozi, mai pierzi încă o oră, pe puțin. Deci, în total, încă o oră jumate ai pierdut dacă ai ghinion. Și mare parte, sigur, o să aveți ghinion. Da, asta este primul lucru care te deranjează când ajungi în Dubai. Foarte, foarte greu la aeroport. Al doilea care l-am pățit eu, am luat taxiul. Ce notă, domnul, cu ochelari de soare? Sau sunt de not? Înseamnă cu ochelari de soare. Al doilea lucru, trebuie să iei taxiul. Nu poți să iei taxiul din stradă, te duci, tu faci cu mâna. Mergi pe un coridor, când ajungi în capătul coridorului, taxiurile stau la coadă, civilizat, fain. Sunt câțiva indieni de ăștia, o să vorbesc mult despre indieni, pentru că ei mi-au mâncat zilele în acest sejur, care te dirigează cât într-o taxiul. Ei, având înțelege cu acele cu taximetriștii, te dirigează către un taxi negru. Dacă le-a sudat pe alea, sunteți victime. Alea costă de 3-4 ori mai mult decât un taxi normal. Pe mine m-au deja câte un taxi negru, scuzați-mă, e devreme. Am refuzat și după au forțat-o, nu m-au lăsat să mă urc într-un taxi normal, m-au urcat într-un monovolum. Ăla nu este taxi normal. A plecat cu 25 de dirhami direct de la aeroport. L-am întrebat de ce, a zis că asta e o regulă pentru aeroport, să plece cu 25 de dirhami. Nu este regulă, vă spun. Plus că indianul, sunt foarte mari scloci, deci ei nu te fură, nu-ți bagă mâna în buzunar, dar te păcălesc. Încearcă să te facă. M-a luat pe un alt drum, ocolitor. Eu știu perfect drumul către acest hotel. Perfect, perfect.
L-am întrebat, nu cumva ai greșit drumul? Nu, 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 că e închis nu știu pe unde. De trei ori l-am întrebat și iar după i-am și spus, vezi că m-ai luat pe drumul lung ca să câștigi mai mulți bani. Nici vorbă. Râd, sunt vesel și calm, dau din cap așa, stânga-dreapta, cap și te fac. Deci am plătit mai mult decât dublu, un drum normal de la aeroport până aici, este 110 dirham și am plătit vreo 250 sau 260, ceva de genul. Asta e a doua chestie care deranjează. Începem acum cu a treia, care e ceva mai complicată. O să mă duc pe cerceaf și vi le povestesc. Sau poate tot în piscină. Haideți că o să stau în piscină. Soarele e blând, e cald, sunt 32 de grade la prima oră, e superb. Bun. Legat de cazare. Aici am avut mari, mari probleme. Cu o zi înainte, pe Booking asta nu era scris nicăieri, mi-au dat un mesaj pe Booking, nu pe WhatsApp sau pe altceva. Dacă nu eram atent, pierdeam cazarea. Că trebuie să plătesc o taxă de 2000 de AED, de dirham, dihori, garanție. Dar printr-o modalitate de plată care este aproape imposibilă. Deci nu e simplu deloc. Eu dacă nu aveam card și aveam doar bani cash, veneam cu, nu știu, cu 1000 de euro la mine. Nu puteam să fac această plată și ți-o zic în ultimul moment, îți dau mesaj. Și clar menționat că dacă nu plătești garanția asta, pierzi cazarea. Cu greu, nu merge cu Revolutul, am încercat cu alt card, m-am chinuit, am reușit să plătesc ăștia 2000 de AED. Deci ți-o zic în ultima zi și cu condiția că dacă nu vedeam mesajul de pe Booking, din întâmplare l-am deschis, pierdeam cazarea, vă dați seama, pentru 7 zile. Cazare de 2000 de euro. După, ca să-i contactezi, domnule, de unde iau cheia? Domnule, de unde fac aia, de unde fac aia? Vorbiți, mi-au dat un mesaj, la un moment dat, după jumătate de zi, vorbiți cu un Ryan pe WhatsApp. Ăla n-a răspuns de nicio culoare. De nicio culoare. Deci nu ți-a răspuns. Ryan nu răspunde. Le scriu înapoi la ăștia. Pe WhatsApp. Mi-au lăsat un număr de WhatsApp. După nu știu cât timp, mi-au dat niște indicații, dar doar în ultimul moment o să ne zică unde este cheia. Păi bun, eu ajung în Dubai, dar nu am cartela de Dubai. În Dubai este foarte, foarte scump internetul. Eu până ajung undeva să-mi cumpăr cartela, am ajuns noaptea. De unde iau cartela? M-am conectat la internetul de la aeroport și am vorbit că în ultimul moment mi-au zis că o să-mi lase cheia în cameră. Două carduri, o să mi le lase în cameră. Mi-au făcut o poză pe masa din bucătărie, cardul acolo. Mergeți la camera 2609, toate bune și frumoase. Ajung aici. Au zis că lasă ușa deschisă. Am întrebat, bine, dacă lăsați cheia în cameră, de unde iau cheia? Au zis că lasă ușa deschisă. Ajung aici, obosit, nervos că taxiul m-a ars. Ușa era închisă. La ăștia, dacă le scrii, ei au o companie mare care subînchiriază aceste apartamente. Cred că au sute, dacă nu mii. Ăștia se spun după două zile, ca să înțelegeți. Nici vorbă. M-am dus la recepție, mi-au zis că sunt două recepții, nu la lobby, trebuie să mă duc la G-level. M-am dus la G-level. Ei acolo au făcut caz peste caz. Cum să-mi deschide ei mie că le-am arătat mesajele pe Booking, pe nu știu, în fine. A mers un indian de ăsta cu mine, mi-a deschis, toate bune și frumoase. V-am arătat apartamentul, la prima vedere este perfect. Televizoarele nu mergeau, televizoare faine, nu mergeau, nu prin niciun fel de semnal, absolut nimic. Deci pur și simplu nu merg. Nu am avut decât o sticluță așa mică de șampon și una de gel de duș. Aia le termin într-o zi. După piscină faci duș, clar. Le-am scris. Nu merg televizoarele, nu am șampon, nu am gel de duș. Dacă vreți șampon, gel de duș, asta înseamnă curățenie suplimentară și costă 600 de dirham, vreo 750 de ron.
pe zi pentru un șampon și pentru un gel de duș. Am zis că nu vreau curățenie, vreau doar un șampon în fiecare zi, să am câte o sticluță de aia și un gel de duș. Nu. Nu, nu, nu. După, i-am rugat, după vreo 3 zile, să-mi facă curățenie. 200 de euro, era 1000, nu știu, vreo 850 sau 900 de AED pentru curățenie. Am întrebat unde duc gunoiul, că mă împut, am gunoi. Nu, dacă vreți curățenie, 200 de euro. Deci tot ce le cereai, îți răspund după o zi și atunci te taxează la orice. Mă, ca să duci gunoiul, să-ți ia gunoiul, este 200 de AED. Asta în situația în care le scrii astăzi și ei îți răspund poi mâine. Deci nu poți să comunici cu ei în timp real. Orice s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla. În ultima perioadă, în ultimele două zile, le-am scris de nenumărate ori dacă pot să las bagajele în cameră. Pentru că avionul meu pleacă la ora 21 și ceva. Check-out-ul trebuie să fie la ora 11. Mi-au zis că se poate, dar pentru un late check-out încă 200 de euro. Le-am zis că nu vreau să dorm, nu mai stau o noapte, doar să las bagajele 3-4 ore în cameră. Au zis că nu se poate așa ceva, 200 de euro. Vreo 800 și ceva, 900 de dirhami, nu mai știu minte. Ieri mi-au dat mesaj, le-am scris că o să le fac, că le dau o recenzie proastă pe Booking, pe, nu-i interesează, încep cu Dear Silviu, Regards, numai de-astea, te pupă în fund de numa. Dar nu-ți fac nimic, nu te ajută cu nimic, orice îi întrebi, bani, mulți, mulți, mulți bani. Indienii. Ieri am primit mesaj, la fel, pe Booking, dacă nu ești atent, de ce nu-ți mai dau pe WhatsApp, comunici cu ei pe WhatsApp perioada asta, greu, dar acum pe Booking, că să las cheile de la garaj, eu n-am avut garaj, de la lift și de la intrare. Trei carduri trebuie să le las pe masă, eu n-am avut decât unul singur. Un singur card. Și trebuie să fac film la tot apartamentul cum l-am lăsat și poze. Menționat după, textul este imens. E de pe două pagini. Menționat undeva la sfârșit, că te plictisești de citit. Că dacă nu faci chestia asta, pierzi garanția de 2000 de AED. Adică 25 de milioane, 2500 de ron. 500 de euro. Ca să fie mai ușor. Deci trebuie să fii foarte, foarte atent cu escroci ăștia de indieni. Pentru că încearcă să te ardă în toate felurile. După am găsit o listă mică, undeva în bucătărie, într-un sertar, într-un fund de sertar, câte furculițe au, câte cuțite, câte nu știu ce. Și pe spate scrie cât trebuie să plătești dacă dispare vreo furculiță, vreo ceașcă, vreo... Am făcut inventarul, ce credeți? Am pierdut nu știu câte ori ca să fac inventarul, să văd că sunt toate. Dar bun, eu fac filmul, le fac filmul, le trimit, dar după aia pot să iau eu ceva, nu? O vază sau ceva de acolo. Vorba bine. Deci ei încearcă orice, îți dau mesaje de astea ascunse ca să să-ți ia banii din garanție. Niște escroci. Mai mult, ieri nu mi-a mers cheia, cardul. N-a mers. Am urcat sus, n-a mers cardul, m-am dus iar la G-Level, a venit un indian de-asta cu mine, după mult timp, nu-i mergea nici lui. Eroare de sistem, nu știu ce naiba. Iar coboară la G-Level, nervos, au chemat nu știu ce șef, a venit, a resetat, a venit, ăla mi-a deschis. Na, complicat, complicat. Lor dacă le scrii ăstora cu apartamentul, n-ai nicio șansă să-ți răspundă. V-am zis, cel mai devreme a doua zi. Deci asta e cu cazarea. Cu indieni ăștia care subînchiriază. Sunt de o nesimțire și vorbesc atât de frumos și cu zâmbetul pe buze și râd. Zici că sunt cei mai corecți oameni din lume. Încearcă să te facă din toate pozițiile. La fel a fost și ieri cu vaporul, cu Lotusul. Când m-am dus să cumpăr bilet, biletul normal era 249 AED. 320 de ron, 325, 315, ceva pe acolo. Dom'le, nu mai avem de astea. Pe cum nu mai aveți? Nu mai avem decât la VIP.
nu vreau la VIP. Ce înseamnă VIP? Te ținea cu jumătate de oră înainte, te duceai la ei acolo la birou, te înghesuia într-o cameră de 15x5 și îți mai dădea un aperitiv și o băutură alcoolică. Am zis că nu-mi trebuie așa ceva. A, n-avem. M-am făcut că plec. Va plecam. Nu m-am făcut. A, veniți înapoi, că am găsit, avem bilete la 349 de AED. De ce 349? Că vreau cu 249. Păi cu alcool inclus. Domnule, eu nu beau alcool. Nu-mi trebuie. Chiar nu-mi trebuie pe vapor alcool. O să bea alții, sunt rușia care beau și pentru alții. Nu-mi trebuie. A, nu. Iar am dat să plec. M-am enervat. Au venit după mine. Am vorbit cu șeful. Mai avem un singur bilet, dar să nu mai spuneți la nimeni. Parcă cui puteam, opream oameni pe stradă și eu le spuneam că am luat eu biletul normal, care îmi trebuia mie. Biletul care îmi trebuia mie, îl luam cu la un preț normal. Am luat biletul. Acum pe vapor, eu merg de 4-5 ani pe acest iacht, pe Lotus. Serviciile sunt din ce în ce mai proaste. Dacă în primul an aveam 3-400 de feluri de mâncare, doar burgeri mari, burgeri mari, făcuți de un șef. Erau, cred că, 10 feluri de burgeri. Pizza, paste, toate bunătățile de pe lume. Acum a scăzut nivelul, calitatea serviciilor. Abia am găsit ce să mănânc. Nu pot să zici, că mie nu, eu nu sunt mâncăcios. Am găsit, am mâncat, m-am săturat, nu e asta problema. La fel cu cei care te servesc. Înainte aveai la două mese, era un indian de ăsta. Acum sunt doi indieni la petovaporul. Nici o șansă să-ți mai aducă un suc sau, Doamne ferește, să-ți aducă un aperitiv sau ceva. Înainte așa făceau. Când te urcai, îți dădea un par cu ceva, te punea la masă, îți aducea vreo două, trei feluri de aperitive de alea, așa, mațe fine. Da, deci calitatea serviciilor a scăzut foarte, foarte mult. La fel, ce mai am de reproșat, tot indienii ăștia la piscină, e dacă vii aici, eu am inclus un preț, că am plătit, la 2000 de euro e plătită piscina, evident. Tu dacă nu comanzi aici și nu le dai la ăștia ceva, la indieni ăștia, atât de urât se poartă cu tine, nu-ți aduc umbrelă, nu deschid umbrelă, poți să le ceri orice. Mai mult, dacă te văd că ai o apă, că m-au prins o dată, că aveam o sticlă de apă, de aia mică, au venit și m-au certat, domnule, n-ai voie. Cei care consumă poate să vină și cu sticla de whisky de acasă. Îi au voie. Dar eu, pentru că nu am consumat și nu le-am dat nimic, eu nu am voie. Bun, ok, astea sunt regulile, le respectăm. La fel, au venit și mi-au spus că eu mă duceam să mănânc. Dacă stau mai mult de cum am trezit cu bagajul luat, de jumătate de oră, vin și îmi strâng bagajul. Păi bun, dar sunt oameni care stau în piscină două ore. Stau sau vin și stau numai în piscină. La aia de ce nu strângeți bagajul? N-au răspuns, sunt super, super obrazni, super, nu-i doare undeva de tine. Și îi doare mai mult de buzunarul lor, pentru că nu le dai. Trebuie să le dai la toți, trebuie să le dai câte ceva ca să te bagi în seamă. Deci, cam asta e situația aici în Dubai. Eu oricum o să revin, mi-mi place Dubaiul, totul este frumos. Nu știu dacă mi-ar plăcea atât de mult Dubaiul dacă n-aș sta aici în Marina. În altă parte, nu prea ai ce face. Aici ai totul, mai ales cum am eu și mall-ul și promenada asta de la Marina, canalul Marina, mai în față este promenada de pe mare. Da, aici le-am pe toate. În altă parte nu știu dacă ar fi la fel de ok pentru mine sau pentru oricine altcineva. Da. Dacă mai mi-aduc aminte de ceva care nu v-am spus, ce nu mi-a plăcut la Dubai, revin. O să merg la alimentară să iau ceva de mâncare. Iar am primit mesaj de la indieni, ăștia care administrează apartamentul, că dacă nu le trimit film, că am lăsat cheile și la toate camerele, băile, living-ul, bucătăria, dormitorul, pe balcon, să le fac un film detaliat,
pierd garanția. Dacă pierd doar cardul de acces, care la orice hotel se înlocuiește gratis, este 1000 de AED, adică 250 de euro. Ei fac absolut tot posibilul ca să pierzi acea garanție de 500 de euro. Absolut tot. N-am văzut așa indieni scroci de când vin eu în Dubai. Nu știu. S-au schimbat mult lucrurile pe aici. Mie, oricum îmi place Dubai, îmi place mâncarea, îmi place tot. Dar serviciile și indienii ăștia sunt ceva de nedescris. Hai să vedem ce o să cumpăr de mâncare. Și am uitat să vă spun, mi-au zis ca toate astea să le trimit pe un alt număr de WhatsApp. Până acum am 8 numere de WhatsApp de la ei, nici nu mai știu cum să-i bag în memoria telefonului. 8 numere de WhatsApp la care ei nu răspund. Deci nu la cel principal, nu la Ryan, nu la nu știu care. Mi-au dat un alt număr de WhatsApp unde să trimit acum filmul și pozele. Incredibil. Am luat niște șuncă presată. Înfeliază acum băiatul. Mi-a poftă de niște pateu de ăsta, dar e prea târziu. Data viitoare o să iau pateu de porc. Cât de bine arată. 25 de lei bucata aia. E ok, zic eu. Să vă arăt ce am cumpărat. Sunt niște chestii de-astea indiene, foarte, foarte bune. Nu știu dacă au carne, cred că nu, doar legume. Puțin încălzite la microunde, sunt delicioase. Astea au fost 14,25 AED. 16 lei. Sunt mari, mari. Am aici niște șuncă presată, 6 felii, 12 AED, 14 lei. Aici ca un sushi, așa atât, e mare, 20 de AED. Ăsta a fost cel mai scump. Dar arată bine. Și două chife cu cașcaval. Aici am micul dejun și prânzul. La piscină o să stau undeva până la ora 17. Aici nu există ora 17, este 5 p.m. Poate la sfârșit o să merg sus în food court să mănânc ceva de la KFC sau ceva, nu știu. Orice. La indien nu. Am mâncat toată și a fost rău. Eu zic că arată bine mâncarea mea. A fost vreo 50 de dirhami. Cu totul am și o limonadă. Am luat și eu în ultima zi o bere rece aici la piscină. Să nu zic ăștia că sunt zgârcit. Face sănătate. Până să plec la aeroport, am venit la food court și mi-am luat un meniu de la KFC. A fost 40 de AED, până în 50 de lei sau 50 de lei, dar este imens. Nu știu dacă vă dați seama. Este imens. Am două aripioare, două bucăți de pui. Foarte interesant, sunt cartofii ăștia prăjiți, picanți. Sunt picanți de numai. Ia uite. Salată, coleslaw, chipră, ketchup și un Pepsi mare. Foarte, foarte bun. Am mâncat o bucată și deja m-am săturat. Vreau să vă arăt cum sunt în Dubai aripioarele. Știți la noi? Cât degetul mic. Ia uite aici. Ce dă întreagă și e mare, imens. Ia uite aripioară în Dubai. Incredibil. De 30 de kilometri în cele mai bună situație 2 ore. Uite așa se circulă prin Dubai. Muzeul Viitorului.
Nu l-am vizitat, poate data viitoare. -34 de grade. Am fost optimist că facem drumul în 2 ore. Deja sunt 3, deci un drum de 30 de kilometri. Cred că mai repede ajungeam de la Năvodari la Brașov. Temperatura acum sunt 35 de grade, erau 36 mai devreme. Da, și mai avem 4 km, arată 35 de minute, ultimii 4 km. Deci, atât fac eu până la Brașov, am făcut și 3 ore și 40 de minute, noaptea. Stăm în intersecția asta de jumătate de oră, este îngrozitor. În sfârșit la aeroport, am stat 3 ore jumătate în taxiu. Indianul nu știu ce mâncase, a râgâit de 2 ori, mă scuzați. Vai și amar, numai usturoi și condimente de alea indiene. Vă spun, a fost îngrozitor drumul, 30 de km în 3 ore jumate. Da, aici la aeroport, este singurul aeroport în care nu poți să faci check-in-uri. Îl faci online, dar nu-ți dă biletele, trebuie să-ți cântărească bagajele, să ți le măsoare și tot așa. E, durează un sfert de oră minim de persoană, un sfert de oră. Asta dacă n-ai probleme. Eu n-am avut probleme. A mers ok, dar am stat încă o oră să faci check-in-ul aici. La București și în altă parte ți l-ai făcut de pe telefon și gata, aici nu se poate. Acum, una peste alta, avionul deja are întârziere o oră, deci este clar când eu o să ajung la aeroport, pierd autobuzul meu care merge la Constanța, Metropolitanul. Următorul este de dimineață, deci din rău în mai rău, din cauza, nu știu, aeroportului Dubai. Ce pot să zic, sau nu știu, firme de transport, Wizz Air, minunat. Da, asta e, ne resemnăm, cu răbdare. Deja o oră jumătate întârziere. M-am urcat și în maxi-taxi. Nu-i maxi-taxi, e un autobuz care te duce spre Constanța. Când am venit cu unul mai mic, acum ăsta e mai mare, dar măcar sunt singur în tot în busul ăsta. Am ajuns acasă, ieri în piscină, azi în grădină, după 15 ore de drum nu tocmai ușor, ați văzut, 3 ore jumate cu taxiul, după aia stat în aeroport, avionul a avut o întârziere de oră jumătate, când am urcat în avion am aflat și de ce. Datorită războiului dintre Iran și Israel, avionul are o altă rută, mult mai lungă, la fel a fost și la dus, în loc de 4 ore 50, a avut vreo 6 ore jumătate, vai și amar. Eu aveam transferul de la aeroport la ora 2 dimineața, am prins în ultimul moment acel transfer, uite pe Dalida, de 4 dimineața, un autobuz, eram singur în autobuz, am filmat puțin, drumul la fel de greu, cu ceață, vreo 3 ore jumătate, ce să mai sunt, mor de oboseală, dar bucuros că am ajuns acasă, la mine și după 2 zile, sentimentul ăsta de dor de casă este foarte, foarte mare, mi-e dor de tot ce înseamnă acasă, grădinița de pisici este, toți sunt foarte, foarte bine, se joacă, au crescut, o să vedeți zilele următoare. Au nevoie și de iubire, nu doar de mâncare și de apă. Deja m-am jucat cu ei. Sunt atât de blânzi și de frumoși. O să-i vedeți. Da, ce să vă zic. Am stat cam mult în Dubai. A și costat destul de mult. Cazarea 2000 de euro. Biletul de avion, eu l-am luat cu vreo 3-4 luni înainte și a fost cam 2500 de ron. Destul de mult, am văzut acum cu dus întors cu 300-400 de ron.
avionul nici n-a fost plin, din 100 de locuri vreo 80 au fost ocupate, deci în ultim moment cred că găseam și mai ieftin. Asta este, când faci check-in-ul plătești pentru loc, când vrei bagaj plătești mai mult decât biletul și tot așa. Mergeți în Dubai, o să vă placă, sunt și nemulțumiri, vi le-am spus la începutul clipului, legate de servicii care s-au mai deteriorat de-a lungul timpului. Dar oricum în Dubai este frumos, este superb, eu o să merg, în ultimul timp am fost de doar pe an, anul ăsta nu mai merg suficient. Mergeți în Marina, dacă pe mine mai caza în altă parte, nu știu sigur dacă aș fi la fel de încântat. În Marina e tot, numai că te plimbi pe acolo noaptea pe faleza Marina, pe faleza de pe plajă, este superb. Eu am avut mall-ul, am avut totul la îndemână, restaurante, este frumos. În ultimul moment, ieri când am luat taxiul, am văzut că hotelul nu se mai numește Adres, cred că l-au cumpărat alții, cei de la Marriott, hotelul este acum Marriott, nu știam, are 5 stele, e foarte, foarte ok, dar serviciile în acest apartament, nu în toate, fiecare apartament are un proprietar sau un proprietar are mai multe apartamente, depinde acum de cine ți-l subînchiriază. Că nu o să vină proprietarul care este, cine știe, o fi rus, o fi ucrainean, o fi moldovean, nu român. Nu știu dacă el o să vină să facă curat. Sunt firme care subînchiriază. Da, neserioși, îți răspund greu, ați văzut. Da, mergeți în Dubai, o să vă placă, mâncarea este delicioasă și foarte, foarte ieftină. Atât pentru astăzi, de mâine facem ce ne pricepem mai bine. O să gătesc, deja îmi vine ceva marfă proaspătă. O să vedeți mâine. De la 42, 43, 45 resimțite la 7 grade, da, e plăcut. Vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura.